Bună tuturor și bine ați venit sau revenit la mine pe channel. Numele meu este Lucia Maria Sandalovski și sunt hairstylist de meserie. Postez săptămânal transformări de look. Mă specializez pe colorimetrie, blonduri platinate, tunsuri asimetrice și subiectul de astăzi, bineînțeles, extensii. Extensii pe păr scurt. Dacă dați click pe channelul meu mai jos și intrați la videoclipuri, veți vedea că am postat de multe ori extensii pe părul scurt, pe părul meu scurt și v-a plăcut rezultatul, v-a plăcut genul acela de clip, am zis să îl repet, dar de data aceasta pe o clientă, să vedeți și voi cam despre ce este vorba și cum arată. Cel mai important lucru pentru mine când vine vorba de extensii este ca părul să arate cât mai natural, să nu fie acea diferență vizibilă între părul tău natural și extensie, iar când spun asta mă refer la culoare, mă refer la desime, mă refer la poziționare, pentru că și poziționarea extensiilor face parte din aspectul lor. Rămâneți cu mine să vedeți cum am reușit să obțin această transformare de look. Postez săptămânal clipuri și transformări de look o dată, de două ori, chiar și de trei ori pe săptămână. Așa că abonați-vă ca să fiți sigur că nu omiteți nicio transformare de look. Poate te inspiri de acolo și îți place ceva și vrei și tu, nu se știe. Obicei și haide să-i dăm drumul! Acesta este clienta mea și părul ei. Iar acestea sunt extensiile pe care ea le-a ales. Sunt 2 metri de extensie pe care le voi prinde în inele și această ingliță. Mai întâi voi vopsi extensiile, voi stabili culoarea extensiilor. Mie îmi place să le vopsesc pe podea, pe un celofan. Mă folosesc de mâini, mă folosesc de mânuși, mai ales în partea de tranziție. Aceasta este nuanța închisă. Motivul pentru care am stabilit să vopsesc extensiile mai întâi este pentru că am vrut să am un ghid, să zic așa, un ghid de culoare, pentru că îmi este mult mai ușor să potrivesc părul natural decât extensia în sine. Acum trecem la culoarea clientei. Mai întâi vreau să îi fac o spălare de culoare cu un oxidant de 3, pudră și șampon. Motivul pentru care fac asta este pentru că nu am cum să aplic o culoare cu reflex curat dacă nuanța este foarte portocalie și încărcată de alți pigmente de dinainte. Vreau să lucrez pe o pânză curată, exact ca și un pictor. Între timp, voi spăla și extensiile. Iar acum partea mea favorită, atunci când nuanța extensiei este identică, identică cu părul natural, practic nici nu poți să le distingi. Aplicăm extensiile prin metoda de inele, până și inelele sunt aceeași culoare, ca să înțelegeți cât de mult țin eu la colorimetrie. Iar acum le tundem, pentru că orice extensie trebuie tunsă după păr. Coafat niște bucle legere, iar acesta este rezultatul final. Spuneți-mi voi mie dacă ați mai văzut extensii atât de naturale pe un păr atât de scurt. Lăsați în comentarii mai jos ce părere aveți.
Și dacă doriți și voi o programare, să nu vă fie frică, jur că nu mușcă, mă găsiți în descriere, număr de telefon, contact, salonul se află în București și vă aștept cu drag, chiar dacă aveți doar o întrebare. Vă pup!